Din nou în direct despre cum e pe cale puciul din Niger să genereze un adevărat război în Africa, unul pe care rușii speră să-l transforme într-un adevărat conflict mondial, discutăm imediat. Ne uităm însă înainte la toate dificultățile pe care le are Ucraina în a primi ajutoarele cerute, de la armament care nu vine sau nu vine în ritmul promis, în ciuda acestor făgăduieli ale aliaților, la instrucția pe avioanele F-16, care întârzie foarte mult, sau miliardele necesare pentru alte proiecte. Invitații mei la această oră, generalul în rezervă Dan Grecu, bună seara, mulțumesc foarte mult. Bună seara. Tudor Curtifan, redactor șef Defense România, bună seara, bună mulțumesc. Seara, mulțumesc și eu. Și în continuare alături de noi, jurnalistul Emilian Isailă, spotmedia.ro. Joe Biden, președintele american, cere Congresului 13 miliarde de dolari în plus pentru cheltuielile militare ale Ucrainei și încă 8 miliarde și jumătate pentru asistența umanitară și economică. Dificultăți aparente pe traseu. Chiar susținătorii lui Biden și ai Ucrainei din Congres vor ca președintele să-și energizeze discursul și să-și îmbunătățească argumentele pentru care Statele Unite ar trebui să aloce mai multe fonduri Kievului pentru a contracara Rusia, în contextul în care sondajele spun că sprijinul cetățenilor americani e în continuă scădere. Domnule general, deci chiar și susținătorii spun lui Biden, caută argumente mai bune, lumea nu prea este mai o crede. Realitate și aici este o problemă foarte mare pentru ucrainieni din perspectiva aducerii războiului, după cum este o problemă și pentru liderii politici de statele care sprijină. Dacă era, vorbeam de 75-80% sprijin pentru Ucraina, pentru ajutorul acordat Ucrainei, în realitate, că sprijin pentru Ucraina există în continuare. Acum la americani am văzut 51-52%, adică și nu-s numai în rândul republicanilor să spui că ar fi împotriva politicii lui Biden. Nu, se întâmplă asta, chiar dacă mai puțin ca și procent, și în cadrul democraților. Dacă asta se va corobora în timp și cu alte acțiuni, în special în vest, adică de acolo de unde vin resursele, atunci va fi o problemă dificilă pentru ucraineni, pentru că vedem realitatea de pe câmpul de luptă, nu e la nivelul așteptărilor ale noastre, deci probabil cu atât mai puțin ale ucrainienilor în această perioadă. Deci e o problemă de discutat, așa cum este și problema care este, de fapt, o continuitate a primirii acestui ajutor, dar într-un timp mai lung, până la urmă nici nu poți să pocnești în degete și să te faci F-16 sau mai știu eu ce, Abrams și alte lucruri pe care le așteaptă ucrainienii. Bun, Tudor Curtifan, pe lângă opoziția unor lideri republicani care, sigur, pun mereu în discuție cererile administrației democrate a lui Biden, vedem chiar și această, mă rog, neliniște a susținătorilor lui Biden, care spun argumentele de până acum nu mai sunt de ajuns. Cu ce ar putea să vină în plus, mă întreb? Eu am mai spus, cred că la dumneavoastră emisiune, că Ucraina are o fereastră de oportunitate undeva până la noiembrie 2024 să elibereze cât mai mult pentru a reuși să intre într-o altă arhitectură a frontului în ceea ce privește o viitoare posibilă negociere. Sunt într-adevăr și democrați, mai ales în partea mai radicală a stângii americane, care critică ajutorul pe care Joe Biden l-a acordat Ucrainei. E vorba și de acest concept de war fatigue, de oboseală a războiului în societate, pe care este foarte bine exploatată de către cei din Federația Rusă și la nivel de propagandă și la nivel de război informal. Eu cred că strategia actuală a Federației Ruse, care, chiar dacă contraofensiva Ucrainei nu funcționează exact cum ne doream cu toții, nici ofensiva Rusiei nu a funcționat exact cum își dorea Federația Rusă, pentru că Rusia nu a ajuns nici la gurile Dunării. Rusia are în continuare obiectivul de a rupe Ucraina, nordul Ucrainei, de Marea Neagră, de a ajunge până la gurile Dunării. În aceste condiții, cred că strategia e de a prelungi războiul în așa măsură încât să se reușească ce nu s-a putut pe front pe cale diplomatică. Și aici mă refer pe cale diplomatică, în vederea speranțelor celor de la Kremlin că se va schimba puterea politică în Statele Unite și vor accentua această stare de oboseală
al societății asupra războiului. E o situație complicată de ambele părți și cu siguranță urmează săptămâni grele și pentru ucraineni și pentru Europa și pentru Statele Unite. Urmează și alegerile europarlamentare, apropo de ele, care vor influența și ele cu siguranță. Da, stau și mă întreb, Emilian, dacă lucrurile nu se complică, având în vedere că Statele Unite totuși dau tonul în toată această operațiune de ajutorare, de orice fel ar fi ea, iar acum și ceilalți aliați probabil că se uită la aceste dificultăți, se uită cum chiar sprijinitorii lui Biden și ai Ucrainei îi spun trebuie să aveți un alt discurs și unul mai ferm și mai convingător și, cum au spus ei, energizat, nu? Mai energic în privința asta. Și stau și mă întreb ce se va întâmpla, cât de mult le scade și celorlalți entuziasmul. Eu am o poziție un pic diferită, mai apropiată decât de a lui Tudor, dar prima mea întrebare a fost în momentul în care am văzut că Joe Biden, tamnesam, cere 21 de miliarde de dolari Congresului American, fără nicio pregătire înainte, fără nicio... În general, când ceri atât de mulți bani, faci ceva înainte, se face o conferință, se spune, se dă un raport, ai niște vești bune. Am rămas așa un pic surprins și am zis, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Pe de altă parte, citind despre această cerere pe care a făcut-o Joe Biden în presa care a apărut a doua zi, am descoperit faptul că Joe Biden testează Congresul, pur și simplu. Vrea să vadă cât de mult poate să meargă, dar pe de altă parte s-a mai bazat pe ceva. Pe faptul, de exemplu, că în Rusia e o mare problemă acum cu devalorizarea rublei, nu știu dacă suntem la curent, dar e un scandal imens acolo, chiar pe rubla a ajuns, 100 de ruble a ajuns un dolar, deci într-adevăr sancțiunile încep să-și arate colții și există în reacție anumite poziționări, e o critică Soliovo, o critică Banca Centrală foarte dur de câteva nopți în continuu, a devenit dușmanul numărul 1 a Kremlinului. Pe de altă parte, ceea ce se întâmplă pe front e foarte interesant. De exemplu, astăzi principala veste de pe front a fost că într-adevăr armata ucraineană a trecut și a străpuns prima linie defensivă a Rusiei, a ajuns în Robotin, ceea ce, dacă ne uităm pe hartă, este o străpungere destul de importantă. Și, în opinia mea, cererea lui Biden vine cu, e cu un pas înainte față de tot ce se întâmplă în context. De fapt, el știe foarte bine că războiul din Ucraina va fi principala temă de campanie politică pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. Deci el, în acest moment, va face tot posibilul ca să-și consolideze poziția, în așa fel încât să nu piardă inițiativa din acest discurs politic. El trebuie să se prezinte în fața americanilor ca fiind cel care va rezolva problema Rusiei. De acord cu tine, toate bune și frumoase, numai că dacă degeaba îți propui chestia asta dacă nu e însoțită și de toate celelalte exact. Are nevoie de o victorie. Măsuri. Are nevoie de o victorie, are nevoie de armament livrat, are nevoie de progrese pe front, ele întârzie. La cum arată acum lucrurile, se cer bani care nu duc la rezultatele scontate. Este adevărat, dar să sunt rezultate. Într-adevăr, nu există niciun rezultat spectaculos, dar, de exemplu, înlocuirea sprijinului dat prin avioane, pe care nu se poate, exact cum spunea și domnul general, nu poți să pregătești așa, cu muniția cu dispersie, pur și simplu, în două săptămâni de când au muniție cu dispersie, au reușit, într-adevăr, să străpungă mai multe locuri prima linie de defensivă, ceea ce în ultimele două luni de când a început contraofensiva nu s-a întâmplat. E adevărat, dar tot pare mai puțin față de ceea ce... Pare mult mai puțin decât ne așteptăm noi. Nu decât ne așteptăm noi neapărat, nu decât noi. Se așteaptă chiar experții militari. Că știu, nouă ni s-a atras atenția că nu e film de Hollywood și nu trebuie să ne așteptăm noi din fața televizorului la așa ceva. Eu mă refer la... Asta e propaganda ucraineană și ei foarte bine și apără punctul lor de vedere și spun într-adevăr, așa spune politicul din Ucraina, domnule, nu e film de Hollywood, e un maraton, nu e o cursă așa. Într-adevăr, toată lumea se așteaptă la o minune. Din păcate, în război, minunile vin destul de rar, în opinia mea. Dar, pe de altă parte, dacă te uiți la semne și la faptul, pe mine, de exemplu, mă șochează, Rusia nu are cum să câștige războiul fără să aibă inițiativă pe front. Iar ei, de două luni de zile, nu au făcut nimic. Pur și simplu au săpat și stau în tranșiele alea și, în fine, împușcă ucrainieni dacă vin peste ei. Dar e suficient că să țină lucrurile pe loc. Întrebarea mea, domnule general, este de ce Statele Unite și Occidentul au împins cumva Ucraina și au făcut aceste promisiuni dacă nu le pot
și susține până la urmă, până la capăt, dacă se dovedește că nu sunt pregătiți pentru această ofensivă sau contraofensivă. Deci aceste promisiuni vor fi susținute. Problema este de time. Timing-ul. Exact. Încadrarea în timp. Aici este. Păi ăștia pe ucranieni doare buza acum. Acum, da. Deci știți cum e vorba aia? Când îți trebuie? Ieri. Așa și pe Biden, cum zicea Emilian, el are de buza acum, vreau să politic vorbind. Pe domnul Isaile, să știți că n-au străpuns primele linii. M-am uitat pe filme, pe ce am găsit și eu pe Open Sources, bineînțeles. Că nu raportează nimeni. Se pare că nu au ajuns la linie principală de apărare. Lupta s-a dus încă pe avamposturi, inclusiv în zona de sud, acolo la sud de Orhiev. Ce am văzut eu, linia principală de apărare e la 10 km. E de fapt a doua linie. Ei au străpuns și prima linie. Nu contest, ne-am uitat la alte filme. Păi vă trimit harta. Problema este foarte grea din punctul ăsta de vedere. Nu vin așa de repede. Uitați-vă la rachetele cu bătaie lungă. A trecut un an de zile până când ele au fost puse la dispoziție. Și în aceste condiții, ucrainienii nu le folosesc în afara, decât pe mare, împotriva navelor militare, dar pe teritoriu nu le folosesc. Îi folosesc propriile drone, pentru că există această condiționare în a nu le folosi pe teritoriu. Ieri spunea consilierul președintelui Zelenski, Podoliac, că noi nu folosim, dar avem suficiente surse și legături în Rusia care luptă împotriva lui regimului lui Putin și noi le o să oferim consultanță. Bineînțeles că și asta este tot o problemă de război, de război informațional. Știm problema cu avioanele. La summitul de la din Estonia era vorba că luna asta începe antrenamentele. Acum încă nu au ajuns nici măcar avioanele. Deci sunt probleme care se vor derula în timp. Cele 4 luni de pregătire pentru piloții ucrainieni care pleacă la luptă, vedem că s-au transformat în 4 luni de curs de limbaj aeronautic în engleză, pentru că și asta e o problemă. Și mai e ceva, apropo, dacă îmi permiteți, domnule general, de contraofensiva Ucrainei, pe care e important să subliniem, pentru că, apropo, că nu suntem un film de Hollywood, liniile, aceste linii de care s-au vorbit, fortificațiile Federației Ruse, sunt fără precedent după cel de-al doilea război mondial. Iar Ucraina, nici doctrina Ucrainei, care e apropiată sau copiază NATO, și nici factorul fizic nu permite ucrainienilor să arunce în luptă, cum au făcut rușii la Bahmut, oamenii și ca o resursă umană folosită ca o mașină de tocat carne. Noi vorbim de fortificații care se întind pe zeci de kilometri, de 80-100 de kilometri până la Azov. În adâncime, da, în adâncime. Și împănate cu câmpuri de mine. De teren minat complet. Vorbim de dinți de dragon, de tranșee. Vorbim de, e foarte dificil, mai ales fără aviație, apropo că vorbeam de aviație. A doua linie are peste 100 de kilometri. Bun, apropo de aviație, Washington Post scrie că antrenarea piloților ucraineni pentru F-16 se confruntă cu întârzieri. Ucrainenii își acuză partenerii că trag de timp. Cum ziceați, am mai auzit manifestări de-astea nervoase din partea Kievului. De ce s-ar trage de timp? Una din explicațiile oficiale furnizate presei americane este că nu se găsesc instructori. E deficit de instructori, dar atenție, de instructori de manevre de război. Pentru că, scrie Washington Post, citând un expert, e ușor să înveți pe cineva să conducă o mașină sau chiar și un avion F-16, dar nu să facă operațiuni de război, de luptă cu el. Da. Nu sunt aviator, dar ca să iei avionul, să ridici, să dai o tură, să vină apoi să aterizezi, asta... Bun. Oare un pilot care a fost niște tehnici decisive, nu? Acele proceduri, acele operații, care să ridici în aer, să folosești munițiile, să fii față în față cu avionul inamic, să reușești să declanșezi focul tu înaintea sau racheta sau cu ce acționezi și după aia să-ți faci propriile contramăsuri de apărare sau de contracarare inamic. Astea sunt niște lucruri care se învață în timp și este foarte posibil să nu găsească astfel de instructori din două motive. Un motiv, adică sau să nu găsească suficient. Unul din motive este că fiecare țară își păstrează nevoia necesară de piloții care sunt. Al doilea motiv este că acei piloți care au trecut
limita operațională, în special de vârstă și de asta, și au trecut în asta, foarte mulți dintre ei lucrează prin alte zone ale lumii, tot ca instructor de zbor, dar pe niște salarii comparative, cum ar fi între wagneriști și soldatul de rând rus. Ei, așa e și între instructori ăștia și un instructor normal din forțe armate. Chiar dacă ele sunt americane, britanice, care nu putem spune că duc lipsă de resurse financiare. Da, domnule Cotifan, știm câte avioane de generație 4 și 5 are Rusia, de pildă, și câte ar putea primi Ucraina? Rusia, aviația militară a Federației Ruse e net superioară a celei Ucrainei. De generația 5 am putea vorbi doar de celebrele Suhoi 57, care deci nu are mai multe 10 avioane. Toate categoriile la începutul, că acum nu mai știm, da, după raportări, că ăștia doboară mai multe avioane decât are partea de Federația Rusă. Dacă priveam raportul, cred că alaltele pe Ministerul Apărării din Federația Rusă, au spus că au doborât 480 de avioane ucrainene până la începutul invaziei, datele oficiale care arăta undeva la 63 de avioane ucrainene. De luptă, da. De luptă, adică e halucinant dacă te gândești. E diferență. Dar oricum, raportul de forțe la început, atunci, în martie, era la toate categoriile de avioane. Bine, că ucrainienii nu le aveau pe toate, dar erau minim de 10 la 1. 10 la 1, da. Minim. Ce e important, ceea ce a spus și domnul general de subliniat, e că, într-adevăr, e nevoie ca piloții ucraineni să poată să fie pregătiți pentru a lupta cu aceste avioane, pentru că degeaba transferi F-16 dacă ele nu sunt folosite la capacitatea maximă. Nu ai rezolvat cu absolut nimic problema. Tudor, deci s-a făcut un test cu piloții ucrainieni care au ajuns în America, făcut de armata americană. Chiar au fost publicate rezultate în aprilie, nu mai știu, 2023. Da, da, au fost primii, da. Așa, și rezultatul acelui test, acelui raport, este că nu ai cum să pregătești un pilot de F-16 mai devreme de 6 luni. Asta operațiunile simple, fără să lucreze în misiuni combinate. Și aici lucrurile se leagă, pentru că tot Washington Post scrie despre această divergență de opinii în legătură cu folosirea avioanelor F-16, în vreme ce ucrainenii le-ar vrea pentru o etapă viitoare apropiată, probabil, a războiului, înțelegem că aliații occidentali le-ar vedea mai degrabă utile după, în misiuni de patrulare, în asigurarea securității, în ceea ce facem noi în NATO, nu cu avioanele. Sunt exact în acest moment. Două teorii aici. Teoria occidentală, care spune că avioanele F-16 trebuie folosite pentru asigurarea securității post-conflict, pe când teoria ucraineană, și nimeni nu poate să... Nu, dacă le-ai dat, da, așa, e clar, teoria ucraineană spune că le vor pentru luptă. Da. Deci astea sunt... Și aici, cum ieșim din povestea asta, din controversa aici asta? Aici e o divergență foarte mare. Să știi că o parte din această divergență se vede și vis-a-vis de rachetele cu rază lung, medie și lungă de acțiune. La Gernems, care tocmai astăzi am văzut știrea că se duc să modifice rachetele ca să poată da ucrainienii, pentru că nu ai garanții. Ucrainienii nu au dat niciodată garanții că nu vor ataca teritoriul rusesc cu rachetele și nu au dat niciodată garanții că nu vor folosi avioanele de luptă pentru operațiuni curente. Și în cadrul alianței NATO și alături de SUA e ceea ce există. I-a făcut pe american, de pildă, să se răzgândească după numai două săptămâni, da, în a da acele rachete, da, atac MS, nu? Să la urmă... mai nu să se răzgândească, ci să o... Să mai tempereze. Ziceau că le dau, după care au zis nu e opțiune. Rachete, apropo de rachete, și francezii au anunțat că francezii sunt frate și soră rachetele francezești cu Shadow Stormul englez, că e o producție Matra... British Aerospace. Francezii pentru export, pentru exportul lor și nu în condiții de război, n-au livrat niciodată varianta plus, cea care are o rază de acțiune de 500 și vreo 40-50 de kilometri, ci una redusă la 250 de kilometri. Deci este posibil că și acestea să le reducă. Care le livrează să fie din această categorie și nu din categorie. Dar asta nu știm. Oricum, dar 250 de kilometri... La... Este suficient. Este mult. Aici adică. E și discuția ce înseamnă teritoriul Rusiei. Ucraina, probabil, dacă va lovi Crimea cu aceste rachete, va spune că, domne, nu e teritoriul recunoscut. Au lovit Sevastopol, au încercat să lovească Sevastopol și l-au și lovit cu dronele. Au lovit și în aproape de Novorossiysk. Dar nu cu rachete furnizate de americani sau de nemți sau de francezi. Și Mazvau l-au scufundat cu o rachetă ucraineană, în cât era? Aprilie, parcă a fost. Aprilie, da. Da. Noi am vorbit aseară despre această armată de drone pe care și-a creat-o Ucraina și cum turcii investesc foarte mult
în acest sprijin. Deci Ucraina vrea să se bazeze de acum încolo, tocmai lipsindu-i aceste rachete și avioane, pe aceste drone care am văzut. Pot face război de gherilă la Moscova, lovind aici și acolo, sau pot distruge ținte pe front, nu, în acest schimb. Chiar și așa rămâne această întrebare, cât de mare, cât avans pot lua ucrainenii, astfel încât să folosească dronele astea eficient și în cât timp? Problema cu dronele e destul de... Rușii am văzut, sunt destul de buni în ale complicată. Dobor. Și oricine, după ce... problema cu dronele, deci e elementul surpriză. Deci când ai un nou model cu anumite calități tehnologice, cu anumite... Cum s-a întâmplat acum cu vasul rusesc din estul Mării Negre, probabil niște drone ucrainiene de ultimă generație care se duc peste 500 de kilometri și astea au reușit să lovească vasul militar rusesc. Dar, pe de altă parte, întotdeauna armatele care sunt în defensivă reușesc până la urmă să găsească soluții la drone. Pentru că, care e ideea? O dronă este programată, dar are o misiune impusă. Și așa mai departe. E ușor de urmărit. Toate dronele astea care acționează acum sunt destul de ușor. Uite, astăzi citeam, 20 de drone au plecat spre Moscova. Spre deosebire de rachete, e diferent de ce rachete vorbim, nu mai vorbim de alea de croazieră, viteza acestora este mult mai mică, ceea ce le face mai ușor de... Și ca o concluzie, de lovit și, bineînțeles, să mărească durata în care pot să fie sub 8. Deci ca să o duci nevăzut, trebuie să mergi la rasul solului. Și ca o concluzie, cred că războiul dronelor nu va crea un avantaj net semnificativ care să schimbe cursul războiului în acest moment. Și eu cred că navele lovite de către drone ucrainiene au fost lovite datorită sau din cauza, acum depinde din ce perspectivă o să folosesc termenul datorită, greșelilor pe care le-au făcut rușii. Cred că dronele acestea sunt mult mai eficiente împotriva țintelor statice, exact, cum podul Kerch, cum a fost podul Kerch și altele. Bun, fac o paranteză și mă întorc un pic la noi, pentru că am văzut că în timp ce Bulgaria lansează prima corvetă zilele astea, iar Polonia a început să lucreze la 3 fregate moderne, România a anulat licitația pentru corvete, am rămas într-una singură, asta în condițiile în care amenințările rusești și dominația rusească la Marea Neagră nu să o vedem prezentă, iar noi ne dăm de ceasul morții să declare Statele Unite zonă de interes strategic și au declarat-o, iată, în Senatul American zilele trecute, să fim flancul estic care apără, face drege pe aici. Și ce să vezi, nu suntem în stare să punem la punct construcția, să începem măcar, să atribuim un contract. Ca să nu mai spun că dacă era contractul atribuit încă din 2016, cred că atunci a fost atribuit, erau deja cel puțin 2 corvete am fi avut în Marea Neagră. Au început licitația. S-a dat prima oară, a fost prin G2G, guvern la guvern. Da, și prima oară și apoi s-a anulat, exact, și ulterior a fost... După aia, până în 2019, tot s-a licitat și de 4 ani s-a tot... Da, în 2019 s-a declarat contractul, exact, asocierii dintre... consorțiului dintre Naval Group și șantierilor din Constanța. Și după 4 ani de zile în care nu s-au înțeles pe preț, că au apărut noi și noi schimbări, până la urmă să avem. Din păcate, asistăm la saga 2. Am avut saga F-16. Țineți minte cât a durat discuțiile despre ce avion, că era, toate avioanele din lume erau să le luăm noi atunci și am mai trecut o grămadă de ani și acum avem saga 2, corvetele. Și dacă acum s-a încheiat, dați-vă seama că acest proces ce a început în 2016 și noi după 8 ani de zile îl luăm de la început. Da. Da, mai sunt și alte saga, iertați-mă că să mai completez cu niște telenovele. Submarine luăm, înțeleg că sunt 2 pe listă de la Naval Group și alea cine știe când se vor întâmpla. Faimoasele baterii Patriot. Am primit una, mi se pare. Nu, nu avem două în țară. Scuzați-mă, avem două operaționale. Și două sosite în țară. Și ce facem? Că sunt multe. Numai de vreme de acum câteva zile am văzut că statul român își dă cu stângul în dreptul în continuare situația, criza de la șantierul Mangal Navalia, unde efectiv compania operatorului respectiv e împins pe scări. Contractele respective pe care le-ați menționat.
Sunt multe și avem un război în Marea Neagră. Cred că forțele navale au fost cele mai, sau sunt în continuare cele mai știrbite din punct de vedere al înzestrării și al capacității de luptă. Și ale polonezilor, ne spun experții, dar nu ne interesează. Polonia nu-i la Marea Neagră. Polonia, sigur, vrea să fie acest pilon aici, jucătorul principal, să ia fața tuturor în estul Europei. Ok, bravo lor, dar noi suntem la Marea Neagră, adică noi ce facem? Eu n-am înțeles. Tudor, polonezii în momentul în care au intrat în NATO au și luat 4 corvete sau fregate, nu vreau să greșesc. Bine, tot second, ca să nu vedem, se vaită oamenii lor, că au și problemele lor. Hai, statele nordice. Ne uităm cu jind către Polonia mereu, din păcate. Dar, din păcate, eu n-am înțeles niciodată și clar de ce noi, o țară care avem o ieșire la o mare, în fine, destul de importantă, nu avem forțe navale atât de firave, de... Chiar noi ce apărare de coastă avem? Bun, deci am ajuns la concluzia că avem două baterii Patriot operaționale, restul pe drum sau... Patriotul este împotriva țintelor aeriene. Nu știu exact care este situația dotării cu rachetele de coastă. Ele există, dar nu există rachete de coastă. Nu, dar au fost achiziționate, dar încă nu au ajuns rachete. Sunt singurele care... Este, deci cum să spun eu, lupta pentru apărarea litoralului depinde în primul și în primul rând de mijloacele de lovire de pe sol în condițiile în care noi avem, ce avem? Cele 3 fregate care sunt înarmate cu torpile și cu turnul de bord. Cu turnul de bord nu poți să... E ca aia la foc, ca mușchetarii. Și avem 4-5 nave care pot fi operaționale. Asta zic, ce punem noi în locul acestor lipsuri, Emilian? Adică nu submarine, nu corvete... Problema cu submarinele e... Promisiuni? Bună. Exact. Da. Problema cu submarinele e foarte complicată și acolo, în fine... E foarte greu să faci un submarin, mai ales cu tehnologia de acum, pentru că procesul de fabricație e atât de lung și de complicat că până ajuns să-l termin, toată tehnologia e veche. Pe de altă parte, cred că o dotare cu corvete, cu nave mai ușoare, foarte flexibile, rapide, care poate să dezvolte operațiuni combinate cu mijloace de artilerie și de pază de coastă, cred că avem nevoie foarte mare. Nu-mi dau seama. Dar, pe de altă parte, în opinia mea, aici cu contractele astea s-a întâmplat ceva, pentru că au fost prea brusc anulate de Ministerul Apărării. Și nu pot să nu mă gândesc la legea care a fost adoptată în Senatul American. Prima lege foarte importantă vis-a-vis de securitatea la Marea Neagră. Vorbeam mai devreme. Da, exact. Și în care se spune și se cere, Senatul cere guvernului american să dezvolte o strategie de apărare de securitate la Marea Neagră. Deci există posibilitatea ca această... Și există și draftul strategiei. Da, exact. Și există posibilitatea ca această nouă strategie care va fi, în fine, negociată cu NATO, între NATO și SUA, să prevadă anumite roluri pentru statele riverane la Marea Neagră și noi să avem un alt proiect. Este, să știți, mai mult o strategie de suport și dezvoltare, pentru că are domenii, nu numai domeniul de securitate, ci domeniul economic și ecologic și asigurarea. E o strategie foarte, foarte amplă, pentru că ne place sau nu ne place, nu o să-i prea vedem pe americani în Marea Neagră, decât la exerciții și pe ceilalți, pentru că asta este legislația internațională. Pot să vină, pot să participe, dar pe o durată limitată. Acum și 28 de zile sau... Nu mai știu. Dar exact. Corvete de la ei second hand am putea să vedem în Marea Neagră? În momentul în care este această informație, cât de valabilă inclusiv, este? Inclusiv turcii. Deci turcii, apropo de situația asta, nu au permis accesul niciunei nave militare ruse să traverseze strântarea Bosforului, Dardanele, decât cele care aveau portul de bază situat la Marea Neagră. Au fost câteva care au fost în misiune în Mediterană, dar numai cele care au avut... Pentru că ăsta lovit-o acum landing...
ship ăsta-l, da, al rușilor. Da. De fapt, el aparține flotei de nord. De nord, da. Și a ajuns înainte de începerea războiului în Marea Neagră. Problema, apropo de aceste programe, e că tot s-a vorbit inclusiv de submarine, e că România își dorește și MAPN-ul pune o condiție în ceea ce privește contractele și atribuirea acestor contracte cu producția în țară. Și apropo de întrebarea dumneavoastră cu corvete, una dintre chestiuni sau pentru care nu s-a semnat acest contract a fost, au fost discuții între asociere, nu cu MAPN-ul, în asocierea dintre compania franceză și Șantier Naval Constanța. Paradoxul e că la Galați România produce nave de luptă. Sunt 40 de nave, 50 de nave produse pentru forțe navale, inclusiv din NATO, inclusiv Olanda, Pakistan, Norvegia, adică producem bandă rulantă și corvete, nave de luptă, exact, în România. Doar că e ceva ce ne scapă, înțeleg, da. Pe de altă parte, șefii de stat din Africa de Vest au dat astăzi undă verde pentru ca o operațiune militară a grupului lor, această comunitate a statelor din Africa de Vest, să înceapă cât mai curând posibil, așadar, această operațiune militară pentru a restabili ordinea constituțională în Niger. Ne uităm la asta pentru că pare noul punct de intersecție a unor interese, dar și al unor manevre care se fac pentru a deschide un nou front important, un război regional, pe care o analiză Bloomberg ne spune că Rusia l-ar dori transformat într-un parte a unui conflict mondial. Să existe acest război din Ucraina, să se deschidă acest nou front acolo, să existe alte destabilizări oriunde pe planetă, dar în orice caz profitând de această situație din Niger. Ce se întâmplă acolo, de fapt? Avem aceste țări din Africa de Vest, deci, democrațiile firave care au mai rămas în regiune. El este, da, până la urmă asociația economică, da, cea care intervine. Dar și dictaturile militare instituite în ultimii ani. Niger, abia instaurată, care l-a înlocuit pe președintele ales. Și încă Mali, două state, Burkina Faso, ce mai Mali avem? Da. Și Burkina Faso, care au au declarat că în situația în care nu se va desfășura o operațiune militară împotriva regimului puciștilor nigerieni, hai să-i numim, din Niger. Dar să și nu... ele state conduse de puciști. Și ele la rândul lor conduse și ele la rândul lor consiliate de gruparea Wagner, toate aceste lucruri. Și s-ar putea să vedem, să vedem acolo o păruială vest-africană între aceste trei state și celelalte state, mai sunt vreo 15 care au rămas în această zonă, pentru că vreo două dintre ele au spus, CIADU parcă a spus că nu participă, unde se vor întâlni din nou interesele. Interesele ruse, interesele franceze, că parte din ele au fost colonii franceze, interesul Chinei, care este global în Africa, cu unii mai mare influență, cu alții mai puțin, și, bineînțeles, interesele americane, că nu se poate merge de fotbal fără America, știți? Așa, da, și la... Cum remarcă The Atlantic, Nigerul e, de fapt, în acest moment o poveste despre Rusia, Statele Unite și Franța. Asta e ce se întâmplă acolo. Și China. Da. Și este poate o grenadă, și știți, da, la care cuiu mai are un pic să iasă de tot din... O astfel de intervenție ne va duce din nou la un război acolo în zonă și ăștia nici nu știu să se bată. Hai să vedem cu ce e deosebit conflictul ăsta, dacă el izbucnește, de ceea ce am văzut noi până acum de-a lungul războiului rece și chiar și în ultimii ani în Africa. Pentru că noi din Europa ne uităm așa lucrurile astea, ăia între ei, suntem obișnuiți și cu puciuri, și cu generali, și cu arme pompate acolo, și cu războaie care nu se mai termină și așa mai departe. De data asta, domnule Curtifan, despre ce e vorba? Care e potențialul exploziv, destabilizator a ceea ce se întâmplă? Cred că situația din Niger, aici am o opinie în ceea ce privește situația din Niger actuală, Nigerul e ultimul bastion al Occidentului în zona respectivă, cel puțin în zona Sahel, ceea ce e foarte important. În Niger există forțe militare franceze, există forțe americane în Niger. E o mare Franța bază de drone americană acolo, exact, niște știu. Da. Franța, după ce s-a retras din Mali în urma operațiunii antiteroriste pe care a desfășurat-o în Sahel, forțele franceze, majoritatea, o mare parte s-au
întors în țară, în altă parte se află în Niger. Nigerul e foarte important pentru Franța și din punct de vedere economic. E al patrulea, dacă nu mă înșel, producător de uraniu. Iar Franța și Nigerul, Franța cu Nigerul au o relație economică în ceea ce privește uraniul major, în contextul în care 70% din electricitatea Franței e generată de centrale atomice. Deci lucrurile sunt complexe și complicate. Nu e doar Africa și Occidentul nu cred că își permite, dar nici nu își permite să intervină, cu siguranță nu își permite să intervină militar în niciun Bun, caz. Și atunci avem un nou război by proxy, cum se spune, prin intermediari, cu acest grup ECOWAS de 15 țări. Democrații, am zice, în pericol și ele să se contagieze de la ce se întâmplă prea lângă ele. Prea firave democrațiile. Cât au mai rămas democrații. Se duc la război? Da, probabil că dacă, în fine, această, dacă Franța și aliații ei, inclusiv America, vor face presiuni diplomatice și vor reuși să creeze o alianță, s-ar putea să existe un conflict. Pentru că, din cât am văzut până acum, deciziile au urmat cursul anunțat inițial, adică s-au întrunit, au dat un adevăr de unor intervenții militare. Pe de altă parte, nu-mi dau seama dacă vom avea, de fapt, un război cum e în Ucraina sau s-ar putea să existe operațiuni cu mai puțin militari, să se încerce să se preia, în fine, controlul Nigerului printr-o... Cum poate specula Rusia ce e acolo? Cum putem verifica teoria asta că, de fapt, Rusia are tot interesul ca acolo să izbucnească acest război? În opinia mea, Vladimir Putin avea nevoie de... Pentru că nu are un mare succes în Ucraina și acolo lucrurile sunt, hai să zicem, se desfășoară un război de uzură de câteva săptămâni. Având o situație dificilă acasă, avea nevoie de, în fine, de un nou episod prin care să-și arate, hai să zic eu, abilitatea de a pune probleme lumii. Lucrul ăsta îl ajută să le demonstreze celor din cercul său că încă mai este puternic și mai poate monta o criză undeva pe glob. Adică își păstrează relevanța exact. La nivel cred că global. Nigerul a fost gândit pur și simplu în laboratoare de la Kremlin. De adevăr, cum spunea și Tudor, este extrem de important pentru Franța și pentru Occident. Și cu ajutorul Wagner, probabil că acea negociere cu Wagner este una mult mai amplă decât am aflat noi. Și au reușit să creeze această criză. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem faptul că și francezii și tot Occidentul au fost luați prin surprindere de această lovitură de stat. Exact. Adică total nepregătiți și, în fine, ok, ne concentrăm. Și că au coborât garda în ultimii ani față de ce s-a întâmplat acolo, nu? Nu s-a învârtit el ca titirezul degeaba prin Africa, ci a transmis aceste mesaje și a pus țara la cale unde a putut și asta. Cu mesajul, pentru că esența mesajului rus aici este că și voi sunteți victimele Occidentului, că pe voi v-au făcut ăștia sclavi și așa mai departe. Și v-au luat... Și înțelege mai bine de ce Prigojin e în viață. Adică... Da, asta e foarte bună observație. Sunt total și subscriu cu ceea ce a spus Emilian. Cu o singură observație, am o altă părere în ceea ce privește capacitatea Federației Ruse de a susține sau de a organiza o lovitură de stat până și Niger. Cred că doar profită de pe urma unei situații. Nu cred că au avut capacitatea să o realizeze. Dar în rest sunt... Poate au finanțat ceva, nu-mi dau seama. Da, ceva... sunt de acord. Și, într-adevăr, Wagner va fi un jucător esențial. Și e un jucător foarte important. Noi am vorbit atât de des de Wagner, de Belarus, de situația din acel marș, dar nu vorbim de ceea ce se întâmplă în Africa, pentru că Wagner din Africa e total diferit de Wagner cum îl vedem. Vorbim imediat după publicitate, pentru că vrem să lărgim, să extindem un pic această ecuație, tocmai apropo de interesele Wagner din Africa, care s-ar ciocni de cele ale Ministerului Apărării Rus, de pildă, și ale elitelor de la Kremlin, ne arată, spune o analiză, că, de fapt, rebeliunea n-a fost tranșată decisiv și oricând lucrurile se pot relua. Și despre asta discutăm imediat. Acordul lui Putin cu mercenarii Wagner pentru a opri rebeliunea sau reluarea unei astfel de răscoale, cum am văzut în iunie, ar fi pe cale să se destrame. Circulă informații după care forțele Wagner se întorc în Rusia din Belarus și așteaptă noi ordine în mod iminent, spune Institutul pentru Studiul Războiului. Motivul
încercările Ministerului Apărării, condus de Serghei Șoigu, de a prelua operațiunile militare rusești în Africa de la Wagner, ceea ce îi înfurie pe mercenari. Și aici să vorbim un pic, Tudor Curtifan, despre miza acestor, să zicem, ciocniri sau diferențe de viziune sau încercări de a prelua controlul acolo în Africa. Bun, cum spuneam și înainte de publicitate, Wagner Group din Africa e un alt Wagner Group și din punct de vedere militar și din multe alte chestiuni. Sunt acolo, e grosul mercenarilor Wagner, cei pregătiți, nu sunt cei aduși din închisorile Federației Ruse, din Orientul Îndepărtat și mai știu eu ce alte regiuni. Pe de altă parte, și din punct de vedere economic, caimacul e în Africa. Wagner, care operează în Africa, în slujba guvernelor dictatoriale despre care am vorbit și înainte, sunt în contract, în subordinea directă a lui Evgeni Prigojin, inclusiv în ceea ce privește factorul economic. Sunt plătiți pe linie directă de Evgeni Prigojin. Ei sunt mult mai independenți, dacă îmi permiteți un asemenea termen, chiar dacă sunt mult mai îndepărtați de Federația Rusă. Dar Moscova, din punct de vedere politic, are nevoie, nu știu, poate e un clișeu, dar ca de aer de Wagner pentru a putea controla și influența statele africane de care am vorbit înainte. Deci tocmai de aceea e un mariaj de interes care cred că trebuie să continue de ambele părți. State africane care am văzut au puternice sentimente antifranceze în Niger, în alte foste colonii și ceea ce a creat terenul pentru reușita acestor lovituri de stat cu amestec rusesc. Propagandei Federației Ruse, că despre asta vorbim. Am văzut și niște steaguri agitate pe acolo. Mai există și o istorie a relațiilor unor state din Africa cu Uniunea Sovietică. State care și-au declarat independența după cel de-al doilea război și care, multe dintre ele, au fost susținute de către Uniunea Sovietică. Astfel de explicație o dăm și inclusiv pentru Africa de Sud, care este, vorba aia, o putere africană, dacă nu cea mai mare putere africană, din toate punctele de vedere și cu o dezvoltare mult peste cea a statelor africane. Dar aici e o problemă, când a zis-o Șoigu, după răzmerița lui Prigojin, nu la prima ieșire, că atunci i-a criticat, dar la a doua ieșire a și spus că Wagner din Africa va face același lucru sub coordonarea Ministerului Apărării. Și aici vedem interesul și dimensiunea economică sau cum vreți să-i spuneți, peșcheșul, dacă erau turci, că nu știu cum să spune dacă erau ruși. Cred, domnul general, că mai e ceva aici. Eu cred că Putin îl împinge pe Șoigu să preia controlul Wagner și din Africa, probabil că și din teamă să nu se întoarcă o armată din nou peste la Moscova. Cât au de lucru, nu se întorc. Da, exact. Pentru că, și vedem, pornind de la prezentarea făcută de Tudor, vedem ce se întâmplă în Belarus acum, că de fapt oamenii încep să plece din Belarus să se întoarcă spre în Rus. Lukashenko nu-i finanțează, păi înțelegem, n-are cel bani. Puțin declarativ, da, n-are bani. La Moscova ce se va întâmpla? Că Institutul pentru Studiul Războiului spune în continuarea analizei că Wagner își menține capacitatea de a se mobiliza împotriva Ministerului Rus al Apărării cu sau fără Prigojin. Și asta e o discuție. Păi au și alți comandați acum. Dacă Prigojin, de exemplu, n-a mai fost în Belarus sau nu s-a mai implicat foarte mult în operațiunile de acolo și de transfer, din câte am înțeles, în Belarus au ajuns destul de multe vehicule militare, de ordinul sutelor, exact, din ce am citit. Este un agent liber, să spunem între ghilimele, înarmat, care se poate întoarce în Rusia, poate să o ia în orice direcție. Am văzut cât de speriați au fost, speriați, între ghilimele, cum au reacționat polonezii și lituanienii vis-a-vis de în fine, ce de manevrele pe care le fac acolo, ce-au masat iarăși 10.000 de oameni la graniță. Spre graniță. Da. Deci lucrurile sunt destul de complicate și mai ales când e o astfel de armată, cred că în acest sens vrea Șoigu totuși să pună stăpânire pe Wagner, să se asigure că nu mai au parte de o scurtă revoluție. Scurtă concluzie, domnule Curtifan. Foarte pe scurt, cred că Lukashenko se va folosi de Wagner Group tocmai pentru pentru protecția proprie. Dacă ne amintim, la începutul acestui an, Lukashenko a creat un grup de paramilitari, de voluntari pentru apărarea țării, etc. E vorba de
protecția proprie și cred că se va folosi de acest lucru. Lukashenko are multe probleme și tocmai de aceea, foarte pe scurt, o atragere a Belarusului în război, cedarea unei presiuni ar fi egală cu pierderea puterii, din punctul meu de vedere. Mulțumesc domnilor tuturor. Știrile nopții imediat. Noi ne revedem luni seara. Pe curând!